O tânără de 25 de ani a născut într-o stație de tramvai sub privirile uimite ale trecătorilor și fără asistență medicală. S-a întâmplat miercuri 17 februarie în stația de tramvai de la Teatrul din Arad. Tânăra era alături de soțul ei în stație când a simțit că este momentul să nască și s-a așezat pe o bancă, în timp ce partenerul ei de viață a sunat la 112. Un echipaj de ambulanță s-a deplasat imediat la fața locului, dar a ratat nașterea. Potrivit presei arădene, cadrele medicale au găsit băiețelul de 2 kg ușor cianotic, dar și-a revenit la scurt timp și a fost transportat la maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, alături de mamă. Am fost anunțați că într-o stație de tramvai din centrul municipiului Arad a născut o femeie de 25 de ani. Echipajul a constatat că pacienta era la a 5-a naștere, iar copilul este un băiețel de aproximativ 2 kg. La secția de neonatologie, bebelușul a fost reevaluat ca fiind un nou născut prematur, în 35 de săptămâni. A declarat directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.